Românii care se vor duce în aceste zile la cumpărături vor avea parte de o surpriză neplăcută în momentul în care vor descoperi cât a ajuns să coste varza în piețe. Prețul este mult mai mare decât în alți ani. În ultimele zile, pe tarabele piețelor din toate colțurile țării a apărut varza nouă, momentul pe care l-așteptau mulți români. Este gustoasă și este o sursă importantă de vitamine și alte substanțe importante pentru buna funcționare a organismului, dar anul acesta este scumpă. Cei care vor să se bucure de preparatele făcute din această legumă vor fi nevoiți să scoată din buzunar mai mulți bani decât până acum, în condițiile în care un kilogram de varză costă în jur de 6 lei și 90 de bani. Însă prețurile au crescut și la alte legume, dar și la anumite fructe. Spre exemplu, un kilogram de urzici costă anul acesta numai puțin de 40 de lei. De asemenea, un kilogram de ceapă se vinde cu 7 lei. Recordul scumpirilor a fost atins înainte de Paște de Roșii. Într-o piață din Alba Iulia, un kilogram se vindea cu nici mai mult, nici mai puțin, de 65 de lei. Castraveții au și ei un preț surprinzător. Un kilogram se vinde cu 35 de lei. Prețurile piperate au fost explicate de o vânzătoare. Paștele a venit foarte devreme, oamenii au făcut încălzire, au încălzit serele în care au fost crescute roșiile și ele sunt scumpe. La castraveți prețurile sunt de 30 de lei, roșiile 60-65. Față de alea de import, care sezonul lor este iarna, la noi acum încep, a explicat vânzătoarea pentru Alba 24. Femeia nu era surprinsă că oamenii nu se înghesuie să cumpere roșiile românești. Asta este, nu avem ce face. Am adus puține, doar câte o ladă din fiecare, doar ca să începem cu ceva. Nu este vremea lor, este încă devreme. Relatează playtech.ro.